Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a organizat cea de-a 15-a ediție a zilelor Melchisedec Ștefănescu. Un moment important din cadrul programului l-a reprezentat oficierea unei slujbe de pomenire, condusă de înalt preasfințitul Ioachim, alături de un sobor de preoți la mormântul înaltului ierarh. Un moment ce se dorește a deveni o tradiție a fost premierea elevilor participanți la faza națională a olimpiadelor școlare. Diplomul de excelență conferim elevei Andrei și Maria de la Colegiul Național Roman Vodă pentru o calificare la etapa națională a olimpiadei de limba latină. De asemenea, conferim elevei Burjovano Georgiana de la Colegiul Național Roman Vodă, calificată la faza națională a olimpiadei de lingvistică. Kiriac George este invitat să începe scenă, calificat la faza națională a olimpiadei de fizică. Gheorghian Diana este invitat să începe scenă, calificat de la faza națională a olimpiadei de limba latină. La eveniment a fost prezent și primarul municipiului, Laurențiu Dan Leureanu, care a vorbit la rândul său despre episcopul Melchisedec. În al preasfinția voastră, părinte arhiepiscop al nostru Ioachim, preacucernici părinți, preacucernice măicuțe, stimați invitați, aflați în ospeție la Roman, dragi romașcani, ca în fiecare an, porțile sărbătorilor municipiului Roman începe de unde alt undeva, pentru că noi românii suntem învățați să începem orice drum cu Doamne ajută, decât din incinta arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, cetate clădită aici pe pământ, spre slava Dumnezeului nostru și a părinților noștri. Și aici, lângă această capelă în care odihnește somnul de veci, episcopul erudit Melchisedec Ștefănescu, care astăzi și-a regăsit strălucirea atât ca și clădire, atât ca și parc în care ne aflăm, cât și ca sărbătorire acestui ierarh deosebit. Mi-aduc aminte, copil fiind, jucându-mă pe lângă această bisericuță aflată în paragină și nu știam atunci ce aduc aici. Acum, revenind cu gândul, mă bucur că s-a ajuns la strălucirea pe care o merită și trebuie să-l felicităm aici, pe înalt preasfințitul Ioachim, care a avut o temă predilectă pentru renașterea spirituală și a cultului episcopului Melchisedec Ștefănescu. Dorința Bisericii Ortodoxe și în special a înalt preasfințitului Ioachim este ca episcopul Melchisedec să fie ridicat la cinstea altarelor.